Salutare tuturor și bine v-am găsit sau regăsit pe canal! Eu, după cum prea bine știți deja sau tocmai face cunoștință, sunt Andreea, duhul vostru fermecat, astăzi și pisică magică, care, în seria aceasta pe care tocmai am lansat-o, analizează lucrări, rostuiește lucrări, iar astăzi vă corectează lucrările, uitându-mă la mai multe capitole și aspecte ale lucrării, la compoziție, la construcție, la cromatică, pe puncta ce e de îmbunătățit la orice nivel, în funcție de nivelul la care scârție mai tare lucrarea. Așa cum știți, v-am rugat să trimiteți lucrările și puteți în continuare să trimiteți lucrări la hashtagul Andreea Roast My Art sau Andreea Art School Lifestyle, scris ca în titlul canalului pe Instagram, iar eu o să mă uit la lucrările voastre de la hashtagurile respective, două, și am să vi le corectez. Am primit deja câteva lucrări și cu ele o să începem, dar înainte de asta vreau să precizez super, super, super clar că vă rog să nu mai dați cu tag și să-mi trimiteți mesaje lucrări pentru seria asta în mod special, pentru că deja mi s-au aglomerat foarte, foarte tare și mesajele, tagurile, adevărat, nu sunt multe încă, dar dacă în timp vom continua cu seria asta, se vor aduna foarte, foarte multe taguri. Și oricât de mult sunt fana voastră și vă încurajez și vă susțin, aș vrea ca totuși în taguri să fie chestii puțin mai personale la mine pe Instagram. Acestea fiind zise, o să începem cu lucrare de la un unicorn bufos de clasa 10-a care m-a rugat să nu-i dau cu tag și arond și să nu îl pomenesc neapărat. Lucrarea este aceasta. El mi-a trimis-o și eu l-am întrebat dacă pot să o pun în video pentru că mi s-a părut foarte bună pentru cei care vor să se aplece puțin mai mult pe subiectul anatomie. Chestia e în felul următor. Înțeleg că persoana în cauză, prima dona în cauză, are o conformație destul de solidă, dar întotdeauna la gât să fiți atenți, de exemplu când gâtul, cum stă ea, cumva așa, stă dânsa. Gâtul are aici un mușchi sternocleidomastoidal, da? El circulă de aici și intră prin spate, pe după maxilar, până la ureche. Adică el vine circular, nu face colțuri aici. Bărbia ei, dacă vă uitați, bărbia curge și se unește cu gâtul. Nu face colțuri. Odată. Gâtul la spate, dacă vă uitați, aici este încă un mușchi. Tot sternocleido, tra-la-la-la, care vine și e tot pe circular, circular, circular. Sunt ăștia doi mușchi care ajută la rotație și sunt foarte strong, foarte puternici, la gât. La fel este destul de neclar și vă recomand cartea lui Ghițescu, cărțile de anatomie artistică a lui Ghițescu, acum că m-am întors acasă, pentru că a venit lume la atelier când filmam. Și n-am mai putut să filmez pentru că mi-e mai greu să mă concentrez când mai e lume în jurul meu. Pot să vă și arăt. Volumele astea două de anatomie artistică în special, o să aveți nevoie și la facultate de ele și vă ajută și în liceu să înțelegeți felul în care funcționează mușchii și anatomia lor. Primul volum este mai mult despre oase, volumul 2 este despre mușchi, volumul 3 l-am și pe el aici, dar este mai puțin relevant, este despre expresii faciale, iar mai ales pentru un nivel de început este relativ mai puțin relevant. Întâi să terminați voi cu volumele 1 și 2 și să le știți bine, 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 bine și după puteți să continuați cu volumul 3, nu spune nimeni. Dar vă recomand volumele astea două dacă vreți să studiați serios, pentru că ce se întâmplă la nivel de trapez și deltoid și centură scapulară, centura scapulară fiind compusă din claviculă plus omoplat și felul în care se întâlnesc ele aici. Omoplatul vine, mi se pare, dacă mai țin eu bine minte, sub claviculă, adică clavicula se așează pe omoplat. O să vă arăt o imagine. Dacă v-a plăcut corectura mea de până acum și v-a ajutat, nu uitați să dați un mare, mare, mare like. Vedeți voi, asta de aici este clavicula care se așează pe omoplat. Este punctul acromion. Ăsta este punctul acromion. Este osul ăla tare pe care îl simțiți aici când puneți mâna pe umăr. Pe el trebuie să-l căutați. Deci ca să fie corect anatomic în pagină ce se întâmpla aici, clavicula ar fi trebuit să continue până în punctul ăsta, aici să se găsească acromionul, iar deltoidul și capul umeral să înceapă de undeva din de aici, poate chiar ieșind puțin din pagină. Restul, din punctul ăsta de unde este acromionul, în sus, vine porțiunea descendentă a trapezului care se prinde pe claviculă, deci mușchiul ăsta de aici din diagonală se prinde pe claviculă,
înspre exteriorul ei, nu înspre interior. Și mai este un trapez de orizontală care vine de aici din spate și el se prinde pe punctul ăsta. Deci sunt doi mușchi care coboară unul așa și unul așa. Unul se prinde pe diagonală aici, celălalt se prinde pe orizontală aici. Ăștia doi ar fi trebuit să vină văzuți cumva așa. Podul nasului este și el puțin lătăreț. Să fiți foarte atenți la planurile feței, podul nasului. Faptul că se produce o schimbare de plan. Odată intră puntea nasului în interior și apoi iese în față nasul. Trebuie să se vadă mai accentuată chestia asta, puțin, chiar dacă nu este o persoană cu trăsături foarte sculptate și proeminente. Trebuie să se vadă chestia asta prin culoare, prin faptul că schimbați culoarea. Aici văd o schimbare de culoare, dar mergea puțin de tot mai accentuată. Iar la ochi, ochiul ăsta, ploapa de sus și arcada ochiului sunt puțin poate prea căzute. Dar promite, având în vedere că unicornul pufos care mi-a trimis chestia asta este doar în clasa 10-a, promite. Nu este prea târziu să învățați lucrurile astea, niciodată, dar cu atât mai mult în clasa 10-a când tocmai gestesc la capitolul de a o învăța. Și acum ultima lucrare pe ziua de azi este de la Anarthis sau Anardis cu underline. La final. Este un autoportret. Nu-mi dau seama exact care e vârsta ta, unicornița mea pufoasă, și nu am nici o poză de referință ca să-mi dau seama care chiar este fața ta și gen după ce te-ai luat ca să ajungi la concluzia asta. Deci am să corectez mai mult sau mai puțin după ureche treaba asta și am să zic primele lucruri care mi se par super, super evidente, cum ar fi faptul că îmi aduce foarte tare aminte de o pictură egipteană, în sensul în care ochii privesc încolo, nasul privește încolo și gura e undeva la mijloc, dar spre un pic încolo ca ochii. Am să o tratez ca pe un studiu, adică pe ceva ce ți-ai dorit să semene cu tine, nu ți-ai dorit să fie o interpretare de nu știu care fel, pentru că dacă ai fi vrut să o faci o interpretare de nu știu care fel, exagerai cromatica, exagerai ce alte nuanțe se găsesc în piele, verzurile, galbenurile, roșurile, erau mult mai proeminente, pielea nu era atât de rozalie. Dacă ai făcut lucrurile atât de ad literam ca realitate, pielea rozalie, părul brun, bluza asta roșiatică pe tine, am să înțeleg că tu ai vrut să o duci într-o zonă în care să semene și atunci am să o tratez ca atare. Adică, dacă vrei să semene, ochii nu trebuie să privească încolo, nasul încolo și buzele încolo, iar părul e puțin tratat prea free-flowing. Tușele sunt prea topite unele în altele, trebuie să fie puțin mai ferme. Nu tăiate nici cu toporul în hârtie. Amestecul de paletă trebuie să fie prezent în continuare, știți, vorba mea veșnică și treaba mea veșnică cu amestecul de paletă, dar aici sunt puțin prea pufoase tușele, prea airbrushuite. Și iarăși capul împreună cu gâtul au o tendință, o diagonală așa. De fapt, voi vedeți diagonala așa. Din vârful rădăcinii părului până în vârful nasului, până în claviculă, diagonala merge așa. Ceea ce nu știu cât de coerent este cu restul portretului, pentru că, din nou, dacă priveai încolo și toate trăsăturile feței erau aliniate încolo, era una când gâtul era și el cumva așa și restul era și el în direcția aceea de privire. Dacă e văzut în schimb din față cum e văzut nasul sau cum sunt văzute buzele, atunci este puțin deplasat câte ceva pe acolo. Mușchii sternocleidomastodontida, de care v-am zis mai devreme, sunt poate puțin prea forțați la locul lor, prea vizibili. Ei se văd atât de puternic la persoanele în vârstă, când tu ești persoană tânără, sub 20 de ani presupun. Chiar nu se văd atât de pronunțați în culoare și nici claviculele atât de subliniate cu linii ferme. Și ultima chestie la care vreau să fiți atenți foarte mulți dintre voi este ochiul. Ochiul poate părea că are colțuri, dar el nu are colțuri. Dacă vă uitați atenți la ochiul uman, o să vedeți că ploapa de jos, de fapt, intră pe sub ploapa de sus. Ele se suprapun și ceea ce poate părea un colț este de fapt ploapa asta care vine pe rotund și intră sub ploapa asta care o acoperă. Adică mișcarea e ceva de genul ăsta. Ploapa de jos vine așa și ploapa de sus o acoperă așa. Colțurile alea nu prea există, trebuie să gândiți forma pe rotund. Ochiul
este rotund. La fel și în partea interioară a ochiului. Dacă uitați voi atenți și ignorați cearcănele până la pământ, o să vedeți faptul că interiorul ochiului este și el pe rotund. Este o formă ceva de genul ăsta, mai degrabă decât de genul ăsta. Din nou, într-o pictură simplificată, sumarizată, ce vreți voi, ată, tipul ăsta de expresie este un lucru, o treabă. Dar atunci când vorbim de un studiu cum este aici, voi trebuie să urmăriți ce există de fapt acolo și formele să fie la locul lor așa cum trebuie să fie. Ar mai fi de zis multe la toate, dar cred că ăsta este videoul pe astăzi. Nu știu dacă am apucat să pun toate lucrările, tocmai pentru că îmi vin din foarte multe surse, în loc să fie dintr-o singură sursă, așa cum v-am rugat. Tocmai ca să-mi fie și mie mai ușor să le găsesc, să nu iau unele de la taguri și altele de pe mesaje și altele de pe nu știu pe unde mi le-ați mai trimis și să le am pe toate adunate și comprimate într-un singur loc și să nu omit vreuna sau vre mai multe. Și de fapt asta era rugămintea mea pentru voi, pe care vă relansez să-mi trimiteți acele două hashtag-uri de care v-am zis lucrări, dacă mai doriți să trimiteți în continuare și să-mi precizați imaginea de referință și vârsta voastră ca să știu să vă iau de la nivelul la care vă aflați. Nu să aveți 13 ani și să vă corectez și să am așteptări de la voi ca de la o persoană care are 17 ani. Dacă aveți 17 ani, poate mai putem să repetăm niște chestii care s-au mai zis în trecut și poate nu le-ați asimilat până la capăt cum trebuie. Dar invers, dacă vă sunteți mai mici decât poate cred eu pentru că nu știu ce vârstă aveți de fapt și eu vă corectez ca și când sunteți mai mari, nu am făcut nicio treabă. Pentru că v-aș strivi cu niște așteptări pe care nu ar trebui de fapt să le am de la voi in the first place. Pentru că toate trebuie să se întâmple la timpul lor. Acesta a fost videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut, că v-a ajutat și pe voi unicornii pufoși care mi-ați trimis lucrările voastre. Chiar sper că nu am omis pe nimeni, mai ales dintre voi cei din mesaje, pentru că voi sunteți cei mai în pericol în acest moment să vă omit, pentru că sunteți foarte mulți și noi discutăm multe în mesaje și nu mai știu cine mi-a trimis doar lucrări și cu cine am și discutat și ce am discutat și... Da? Sper că n-am omis pe nimeni. Dacă am omis pe cineva, nu-i nimic. Mai insistați, nu plec nicăieri. De la voi unicornii pufoși care nu mi-ați trimis deja lucrări din nou, le aștept și de la voi, pentru că seria va continua. Dacă v-a plăcut ce am făcut în videoul de astăzi, nu uitați să dați un mare like. Eu până la viitoare am fost Andreea Duhul Fermecat și știți deja sau aflați acum că eu pe voi v-am pupat!